Echipa națională a României va debuta duminică de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului European din 2016, urmând să întâlnească selecționata Greciei pe stadionul Karaiskakis din Pireu. Elevii lui Victor Pițurcă vor efectua mâine de la ora 11:30 antrenamentul oficial pe arena care va găzdui partida. Tricolorii speră să profite de faptul că meciul se va disputa cu porțile închise, iar grecii nu vor avea suportul publicului și să câștige cel puțin un punct. Echipa României are șanse de a se califica la primul turneu final după o pauză de 8 ani, ultima prezență a României la un turneu final fiind cea de la Euro 2008. Un egal nu ar fi un eșec, nu ne-ar dezavantaja, dar mergem în Grecia să câștigăm. Primul meci este cel mai important, trebuie să-l abordăm cu încredere și curaj. Poate fi un mic avantaj pentru noi faptul că grecii nu vor avea spectatori. Au un joc defensiv foarte bun, dar sper să trecem de apărarea lor și să marcăm. Victoria ne-ar aduce mai multe șanse de calificare, ne așteaptă un meci greu, trebuie să-l tratăm foarte serios și sper să fie un nou început pentru echipa națională pentru că ne dorim foarte mult o calificare. A explicat atacantul Ciprian Marica, capitanul tricolor în partida cu Grecia. Grecia a eliminat România la barajul pentru campionatul mondial din Brazilia. Elenii s-au impus pe teren propriu scor 3-1, iar la returul de la Național Arena scorul a fost egal 1-1, așa că tricolorii sunt dornici de revanșă, mai ales după ce au fost aspru criticați la finalul dublei din barajul din noiembrie 2013. Partida de duminică va fi arbitrată de o brigadă din Anglia cu Mark Clatenburg la centru.